Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomazan, bun găsit la știrile locale, Antena 3 Pitești. Județul Argeș este cuprins în ambele avertizări de cod galben, de vijelii, grindină și ploi torențiale, dar și în alertă hidrologică, cu risc de inundații. La Pitești a fost surprins de către localnici un vârtej care putea lua aspecte de tornadă, iar într-o localitate din județ au fost probleme cu apa. Este vorba despre satul Păuleasca din comuna Micești, cunoscut pentru astfel de situații, în momentul în care plouă cu intensitate și sunt cantități mari de apă acumulate. Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare meteorologică cu privire la perioade cu instabilitate atmosferică accentuată valabilă în aceste zile. Au fost noi episoade de vreme extremă peste România. Au fost emis cod galben de vijelii și ploi abundente pentru mai multe județe din țară, printre care s-a numărat și județul Argeș. Din fericire, la Pitești, vântul nu a pus prea mari probleme, însă a atras atenția oamenilor care pentru o clipă s-au temut că vor avea parte de o tornadă ca în județul Călăraș, în apropierea autostrăzii București-Constanța. Hidrologii au emis de asemenea o atenționare cod galben de inundații pentru 27 de județe, valabilă timp de două zile, fiind vizate și cursurile de apă din județul Argeș, potrivit comunicatului Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, care a avertizat că riscul cel mai mare de inundații este pe unele râuri mici din județele Brașov, Sibiu, Dâmbovița și Prahova. Iar în Argeș, la Micești, au fost deja inundații. În România, în 2019, totul este posibil. Întotdeauna a fost cunoscut faptul că românul nu pune mare preț pe mediul înconjurător și protejarea lui. După fiecare sărbătoare a românilor, în urma distracției lor, rămân tone de gunoaie. Acest lucru este demonstrat acum de imaginile surprinse de un argeșan consternat de tonele de gunoaie aduse de viitură într-un pârâu din Micești. Imagini revoltătoare au fost surprinse de localnici în comuna Micești. Tone de gunoi aduse de viitură au ieșit la suprafață pe pârâul Păuleasca. Doamne! Cât mai rezistă planeta asta, mamă! După ce au aflat de situație, autoritățile județului au dispus măsuri. O echipă de la Garda de Mediu, Comisariatul Județean Argeș, a plecat în teren pentru a identifica zona, respectiv posibila proveniență a deșeurilor. Concluziile vă vor fi aduse la cunoștință în cursul zilei. Aceasta este declarația subprefectului de Argeș, Adrian Bughiu. Vă reamintim faptul că vremea rea a dus la evenimente ce au pus în dificultate autoritățile. Tot la Micești, luni, două ambulanțe care se întorceau de la intervenții au fost luate de viitură în Păuleasca. Tragedie într-o localitate din județul Argeș, o femeie de 70 de ani a murit după ce a încercat să traverseze un pârâu. Femeia s-a dezechilibrat, a căzut și nu s-a mai putut ridica din pârâul ce era tot mai umflat din cauza ploii. Disperați, sătenii au alertat imediat autoritățile. Bătrâna folosea o potecă ce trece prin gârlă pentru a ajunge acasă. De regulă, apa acestui pârâu nu depășea 5 cm, acum însă s-a umflat după o ploaie în amonte și apa a ajuns la jumătate de metru. A fost suficient ca femeia să fie surprinsă de nivelul apei, ce a crescut brusc. Se pare că bătrâna s-a împiedicat și nu s-a mai putut ridica. La 6 și 10 a trecut pe aici, pe la noi, pe la poartă, femeia, fiind a mers pe brânci, pe brânci, încălțată cu cizme, fiind să treacă gârla, fiind apa mare, posibil că a picat cu fața în jos sau i-a luat nisipul de sub picioare, a căzut în apă și pe apa de unde a căzut ea a dus-o la vreo 2-3 metri mai jos. Așa mai jos. Și asta a fost. Am sunat la 112, a venit pompieri, a venit zburdul, s-a dus, a scos-o de acolo, a pus-o pe targă, deja era moartă, decedată. Unde sunt crăcile alea acolo, la curba aia, unde face apa curba aia la crăcile alea, nu, astea alelalte, acolo a găsit-o. Și unde s-a dezechilibrat? Aici. Aici s-a dezechilibrat. Bătrâna a fost prinsă de viitură și târâtă aproximativ 100 de metri. Echipajele medicale, pompierii și poliția au ajuns imediat la fața locului, însă pentru bătrână a fost prea târziu. Manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Tragic este faptul că tot pârâul Râncăciov, o apă cu un debit foarte mic în mod normal, l-a surprins în urmă cu 3 ani în aceea zonă pe băiatul femeii, care a murit și el tot înnecat. A luat o gârlă, n-a mai avut putere să se mai ridice, bătrână, apa a fost mare că a plouat. Ziceați că mai decedat cineva din familia mea. Păi mi-a decedat întâi soțul, la o săptămână după soț, în sâmbăta Paștelui, 3 ani de zile. A murit fratele meu de duminică atunci și acum după 3 ani de zile a murit ea. Trupul bătrânei a fost preluat și dus la medicina legală pentru necropsie. Oamenii legii au început o anchetă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate în ce condiții și-a pierdut viața bătrâna. Doamnelor, domnilor, urmează acum info electoral.
Rovana Plumb, cea care deschide lista de candidați ai Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare, s-a aflat în Argeș pentru a sta de vorbă cu electoratul argeșan. Primar, deputați și senatorii ai județului, aleși local și județeni, au însoțit-o pe Rovana Plumb în vizita electorală din județul nostru. Rovana Plumb, primul candidat pe lista Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare, a fost în Argeș. Alături de candidata din județul nostru, Gabriela Zoană, Rovana Plumb și echipa organizației județene a PSD au avut programate întâlniri cu alegătorii în mai multe localități. Au vizitat Câmpul Lungul, Mihăieștiul, Stâlpeniul, Bascovul și Piteștiul. Prima întâlnire cu electoratul a avut loc în municipiul Câmpul Lung. Din nordul județului, Rovana Plumb a ajuns apoi la Casa de Cultură din Bascov. Suntem în linie cu județul Argeș la un minim istoric al șomajului în România. Și când spun minim istoric, raportarea se face la 1990 ca an. Suntem la 3,18% șomaj în România. De ce? Pentru că PSD a investit și a creat locuri de muncă și a crescut salariile pentru ca forța noastră de muncă să fie răsplătită decent și să nu mai fie folosită și valorificată și exploatată în afara țării. Sunt mulți români care se întorc în țară și tot atât de mulți români care nu mai doresc să plece în afara țării. Traseul electoral al social-democraților argeșeni s-a încheiat la Pitești. Echipa PSD a stat de vorbă cu oamenii pe care i-a întâlnit în centrul orașului. Am făcut diferite faze și n-am putut să răspund așa. Să fiu atât de fine ca răspunsurile pe care le meritau unii. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere, pentru apreciere și că ne motiva să mergem mai departe. Valentin Porcișteanu s-a clasat pe locul secund la raliul Argeșului, însă rămâne încrezător. Vali vrea constanță în acest sezon. Valentin Porcișteanu și-ar fi dorit să se impună la revenirea acasă în raliul Argeșului. A fost însă locul secund pentru pilotul DTO Rally. Însă Valino este conștient de faptul că punctele acumulate vor fi importante. Ținând cont că mașina e nouă, n-avem experiență multă cu R5, pentru că anul trecut am mers prima dată cu R5, da? Trebuie să uităm episoadele Mitsubishi care n-au nicio legătură cu noile mașini, dar eu totuși încă mai mă raportez, mai fac comparații, mai văd, a, uite, era așa. Nu mai, uite, n-ai treabă cu aia. Asta este altă lume. De aici încep cursele, până acum, nu. Și vreau să spun că e extrem de important să ai kilometri parcurs cu mașina. Teste, raliuri. Deci, dar în regim de concurs, nu așa că mergi pe stradă. Când mergi pe stradă, nu te așteptă cu nimic. Și Simone asta are, în plus, față asta de toți din România, nu de mine sau de Gârtofan sau de Mașca, față de toți. El este din altă ligă. Momentan am tras atât cât am simțit eu că mă simt confortabil, fără riscuri inutile. Am vrut să învățăm, să vedem cum e cu mașina nouă, pentru că, deși e tot un R5, e diferită față de vechea Fabia. Și am vrut să ne prietenim, să vedem care-i treaba. Am gândit-o pe plan, pe termen lung, pentru că am spus că vorbim de un sezon destul de lung, cu 8 etape. Urmează macadamul, sper acolo să ciupesc mai mult sau să forțez un pic mai mult, pentru că mă simt eu mai confortabil decât pe asfalt. În acest sezon extrem de importantă va fi constanța piloților în clasările pe podium. Piteștenii joacă vineri primul meci din etapa cu numărul 32. Piteștenii întâlnesc acasă pe Ripensia Timișoara. FC Argeș nu are prea mult timp la dispoziție pentru a pregăti următorul meci oficial. Echipa pregătită de Augustin Eduard și Paul Ciobanu va întâlni vineri de la ora 11 pe stadionul Nicolae Dobrin pe Ripensia Timișoara, formație scăpată de grijile retrogradării. Partida dintre Piteșteni și Bănățeni ar fi trebuit să se dispute sâmbătă, însă în acea zi arena din Trivale va fi gazda unui concurs internațional de atletism la care vor participa sportivi din 4 țări. Cele două echipe au convenit ca partida să se joace vineri, având în vedere că la mijlocul săptămânii următoare Federația Română de Fotbal a programat o etapă intermediară. FC Argeș are o deplasare lungă la ACS Timișoara, iar Ripensia Timișoara joacă pe propriul teren cu Petrolul Ploiești. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale. Antena 3 Pitești, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Zi frumoasă să aveți! Rămâneți cu bine! La revedere!